Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în cadrul emisiunii Oamenii Locului. Astăzi am alături de mine o doamnă specială. Este vorba despre directorul DGASPC Olt, doamna Rădița Piroșca, căreia îi mulțumesc că a acceptat invitația. Știu că mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți prin activitățile pe care dânsa le-a făcut cu reprezentanții acestei instituții și totodată cunoașteți faptul că iubește pe copilași și le acordă toată grija părintească, care din păcate le lipsește. Și aș dori să știu ce fel de elev a fost Rădița Piroșca atunci când mergea la școală. În primul rând, un elev care învăța, recunosc, pentru că părinții mei, care provin din familii sărace, familii de țărani, au spus că șansa noastră în viață de a reuși este aceea de a învăța și pentru că dacă Dumnezeu ne-a dat minte, trebuie să o folosim. Și au ținut foarte mult ca noi să avem educație și să învățăm. Dincolo de a acumula cunoștințe, ceea ce fac marea majoritate a copiilor, eram foarte implicată de mică în toate activitățile extrașcolare, veneam cu idei, participam la acele concursuri interjudețene, cum se numeau atunci, am și uitat, recunosc, întâlniri, schimburi de experiență între copii și la nivel de școală căutam cumva să determin pe ceilalți și acum am văzut că de acolo probabil mi se trage, pentru că eu căutam cumva colectivul de clasă să-l ridic și clasa noastră să fie la diploma de onoare, pentru că era un concurs cumva cea mai bună clasă, nu cel mai bun elev neapărat. Era de locomotiva clasei, și atunci aveam ambiția de să reușim cu toții și mi-aduc aminte că și doamna învățătoare de acolo, cumva un copil care aveam performanță și învățam mai ușor, ne așezam bancă cu un copil care era mai leneș încet. Sau mai încet, da, și da, da. Cumva să-l sprijinim. Am făcut primele 4 clase la țară, la Vâlcele, apoi din clasa 6-a, de la 12 ani, m-am mutat la școala generală numărul 8, unde am găsit un domn profesor de matematică, domnul Chiriac Mihai, care m-a făcut să mă îndrăgostesc de această materie. Am lucrat și am continuat la școala 8, dar acea mutare, și de asta probabil înțeleg pe copiii care ajung la noi, pentru că atunci trebuie să mă desprind de părinți și aveam 12 ani, să mă desprind de mama pe care o iubesc foarte mult și era persoana mea de atașament. Veniți la un internat sau unde? Deci am venit în gazdă, am stat la o persoană străină pe care nu o cunoșteam și a fost o perioadă foarte grea atunci pentru mine, deși era în interesul meu. Și acea experiență pe care am trăit-o atunci o folosesc acum pentru a adapta și înțeleg copiii când vin, indiferent de în ce mediu vin, și a fost rău faptul că vin printre străini, îi timorează și încerc să vin. Chiar dacă aici vin... este bine. Exact, exact. Așa a fost bine. Și pentru mine și recunosc că atunci părinții mei au luat cea mai bună decizie. Bineînțeles, a fost și cu acordul meu. Sora mea deja și ea plecase, dar mi-a fost foarte greu să mă rup de locurile natale. Dar a fost totodată o șansă, exact. Să veniți să învățați la oraș. Exact. Erau alte oportunități, alte posibilități. Da. Ați mers după aceea la liceul Ion Minulescu. Da. Pe profil real. Am fost la matematică fizică, știm cu toții că atunci când învățai, mergeai la matematică fizică, la Minulescu sau la Greceanu. Liceele de elită atunci, licee de elită și acum. Da. Cum marea majoritate a colegilor mei au mers la Minulescu, bineînțeles că am mers cumva în grupă acolo. Viața de liceu a fost o viață obișnuită de liceu. Recunosc că n-am mai performat pentru că am fost și eu adolescentă
și pot să-mi dau seama că nu pot să fii focusat doar pe carte cu tot, îmi dau seama că aveam nevoie poate și de niște bariere și de niște limite atunci pe care uneori le-am depășit, dar aveam principii de viață, deja îmi stabileam obiective și am mers în limita lor și dincolo de nu am avut atâta performanță școlară cum am avut până în clasele 1-8, dar m-am dezvoltat în ceea ce privește experiența de viață, de conviețuire, de relaționare, de a lucra în echipă, în proiecte și... Și ați reușit să și a fost luați bacul cu bine foarte, și să mergeți la facultate. Foarte bine am luat, adică nu... Poate nu am fost așa de top cum am avut și colegi da, chiar de top da. Pe care îi apreciam cu toți, erau modele și... cum ce să spun, că toată clasa învățam foarte bine. Adică era foarte greu să fii performant, pentru că învățam toți colegii. Era o concurență permanentă. Era o concurență frumoasă și permanentă, dar eram prieteni, nu existau invidii, ne ajutam în continuare. Da. Unde ați mers la facultate? Prima mea facultate a fost cumva la decizia tatălui meu, cum ca să spun... Vă doreați altceva? Avut, da, da. Am avut o mamă extraordinară pe care o iubesc foarte mult, dar și un tată foarte autoritar. Și cumva nu ieșeam niciodată din cuvântul ceea ce privește deciziile pentru viață și deciziile importante le lua pentru noi tata fără să ne consulte și trebuia să spunem da. O practică pe care nu am agreat-o atunci. Nu agrez și n-am practicat-o ca părinte niciodată. Pentru că ați simțit consecințele chiar pe pielea dumneavoastră. Exact, poate că experiența aceasta da. M-a determinat să fiu un bun părinte exact. Pentru copilul meu și s-a dovedit că până la urmă și experiențele negative prin care treci în viață te pot ajuta mai departe să te dezvolți și în ceea ce faci. Unde așa că îi mulțumesc. Să mergeți? Îmi doream filozofie să fac. Atunci citeam foarte multă filozofie pentru că, știți, televizor nu exista atât de mult și ca toată generația mea, colegii mei, citeam foarte multă belestristică, filozofie. Cumva atunci citeam aceste cărți pentru că... știi, la nivelul adolescenței trebuie să epatezi cu ceva, să ieși în evidență și pornind și de la acest fapt, citeam filozofie și aș fi dorit să fac la nivel profesionist, numai că tata a spus, ori faci medicină, ori faci agronomie. Eu totuși v-am dat posibilitatea să alegeți. Nu, niciuna din ele nu mi-ar fi plăcut. Medicină, recunosc că nu pot. Pentru că eu am crezut că medicina înseamnă numai să operezi în spital și să ai de-a face cu persoane care au răni și așa ceva. Și am ales agronomia. Cumva a decis sora mea medicina și tu și el agronomia dacă nu vrei, pentru că eram un pic mai puternică decât sora mea, era mai fragilă, mai aplecată spre părțile, spre părțile acestea. Da, eu, activitatea mea și jocurile mele din copilărie au fost pe câmp, în pădure, pe marginea șanțului, nu neapărat cu păpuși și bucătăreală. Și atunci organizam tot felul de activități cu toți în vacanțe, baluri, carnavaluri și alte lucruri, mi-aduc aminte. Da, deci am făcut agronomia, o facultate foarte grea. Am fost 11 pe loc, nu studiasem deloc în liceu despre ce am trebuia să învăț. Am fost ceva cu totul nou. Da, copii, elevi foarte buni, da, profesori foarte buni. La agronomie, deci am zis, am fost... În București ați mers? Nu, în Craiova. Am mers. A tot timpul mi-am dorit să fac altceva și atunci am făcut și un modul de psihopedagogie special ca pentru că nu doream să fiu inginer agronom. Și... Cumva poate v-ați gândit că o să găsiți o portiță. Da. Să am făcut modulul psihopedagogic să pot fi cadru didactic într-un liceu care să învăț tehnologiile specifice și ceea ce ține de agricultură și asta am și făcut. După terminarea facultății am fost profesor suplinitor.
Ați fost repartizată undeva? Nu. Am fost primul an fără repartiție. A fost și prima generație în care m-a prins revoluția la facultate și a fost primul an în care am putut să facem specializare și atunci am făcut specializare tocmai să nu fiu inginer agronom în prelucrarea, conservarea produselor agricole și animaliere, special că mai precis puteai să fii un inginer într-o fabrică de conserve, de de produse, produse preparate, da, da. Da. Și dar nu am găsit după ce am terminat un loc de muncă în acest domeniu că aș fi fost interesată. Și m-am orientat spre învățământ, întâi foarte greu, dar foarte frumos, foarte frumos. A fost tot cea mai minunată. Cu copiii. Da. Și poate am fost primul an la Dobrotinet, apoi la Curtișoara, la Doba, la Corbu. Am fost 2 ani și am avut o experiență la Corbu. Experiența copiilor de la Corbuleț, copii care erau de etnie, copii care nu doreau să vină la școală, părinți care nu doreau să-i aducă la școală. Și atunci a fost prima mea experiență socială, ca să spun așa, pentru că a fost o realizare a mea faptul că am reușit să merg în acele, la acele familii, să discut cu părinții. Erau ceva de genul calul stătea în casă, toate lucrurile acestea, să-i determin să vină la școală. De atunci aveați tragere către asemenea activități. Și a fost cea mai mare bucurie a mea să învăț pe fiecare ceva. Și atunci am ales, pentru că era în clasa 5-a și nu știau să scrie, să-mi stabilesc ca obiectiv să învețe să scrie, să învețe să citească. Să le dați practic o șansă. Le dați practic o șansă. Da, da. Chiar le-am dat să învețe că școala practic înseamnă și altceva. Și era socializare. O salvare a lor, practic. Și mi-am aminte că i-am băgat atunci, am făcut o brigadă artistică cu acei copii, le-am creat texte și au venit și de drag, adică nu doar la școală. Și am făcut școala cumva să fie și un mediu altfel. Plăcut. Da. Înainte de a se dezvolta, n-am făcut-o pe metode științifice. Nu era internetul, nu nimic. Fugisem ceva dictat sufletul. Exact. Tot timpul am făcut ceea ce simt că mi-a dictat sufletul. Fiind la școală, apoi am urmat la Universitatea de Vest, Asistență Socială și Sociologie și sunt expert în bunăstarea copilului, familie și societate, pentru că citisem despre profesorii de la universității din străinătate care veniseră în Timișoara și vorbeau despre asistența socială și nu numai despre educația copilului în altă paradigmă. Deja devenisem mamă și simțeam la un moment dat ca și profesoară care mi-am determinat elevii să învețe fără să fie amenințați, fără să fie... Să o simte ca pe o corvoadă. Exact. Simțeam că vreau să profesionalizez ceea ce simt că trebuie făcut în instinct și atunci o echipă de oameni m-au învățat să devin alte metode de educație a copilului din toate punctele de vedere. Științific, cumva. Și științific. Da. Și îmi dădeam seama că cumva ceea ce făceam eu din suflet exista și ca bază științifică, dar nu o descoperisem. Tot atunci, în perioada de vară, am început să lucrez la un centru rezidențial pentru copii străzi în Timișoara și ca voluntar și un centru pentru copii din familii defavorizate. Prima dată când m-am lovit cu de serviciile sociale, n-o să uit. E un mediu dur totuși. Am fost foarte impresionată de faptul că atunci a trebuit să merg la poliție, unde erau adunați copiii de pe stradă și iau copiii care prin direcție fusese repartizați către acel centru ONG să ia ca centru rezidențial și erau foarte mulți copii. Timișoara era imediat după Revoluție când mulți din fugiseră ca și în București, un oraș de vest, erau aurolaci prin canale, că am avut de-a face și cu acești tineri.
Și când am ajuns la poliție și doi, un copil, erau doi frați foarte frumoși, erau minunați. Ochii lor erau cei mai frumoși ochi, nu ca și culoare, ca și inocență, expresivitate, bunătate. M-au întrebat în ce zi suntem, pentru că vreau să știe cât mai este până vineri, că au zis ei că vine tatăl lor pe la ei. Și trăiau pentru acea zi. M-a cutremurat, mă cutremură în continuare. M-a gândit mult timp la ei, unde au ajuns copiii aceia. Și acolo îi țineau în... pentru că îi adunau de pe stradă, îi țineau în celulele cumva de arest. Și pentru mine ce a fost... Erau copii sub 10 ani. Și pentru mine a fost un șoc să văd copiii aceia în spatele gratiilor. Era prima dată când vă lovează un mediu atât de brutal. Da, da. Și în, la cel centru, voluntariatul însemna, și asta îmi doresc și la noi, la Old, însemna să iei un copil, să te implici, să stai, să schimbi, să ajungi la inima lui, să vezi ce vrea să, să-ți ascundă și de acolo să dezvolți. Nu ce dezbăteam noi într-o discuție mult anterioară, aveți dumneavoastră acele programe când o familie poate să vină să ia un copil din centru, poate de Paște sau de Crăciun, și spuneați, nu este nevoie să-l ia doar de Paște sau doar de Crăciun. Exact. Trebuie să vină, să-l viziteze, să creeze o relație cu acel copil. Exact. Pentru că nu sunt obiecte, au suflete și trebuie să vedem dincolo. Ei încep să ascundă și de aici pornim noi. Și eu aici cu colegii mei trebuie să avem inteligență emoțională și inteligență socială și să, în numai sensul ăsta, să lucrăm și să lucrăm în echipă, că altfel nu se poate. Și să fim constanți. E foarte important ca noi și societatea să fim constanți. Și acolo am lucrat și cu tineri care au fost în arest și au rolat și tot. Și lucram inclusiv cu copilul meu, care era implicat în activități. Acolo m-a impresionat de asemenea, în activitățile de la centru de zi, veneau copii și făceam și matematică română și diverse activități pe vară pentru a recupera. Și la un moment dat două fetițe nu mai veneau și m-am dus acasă să văd de ce s-a întâmplat, de ce nu mai vin. Și era într-o cameră foarte mică, 2x3, trăiau 10 persoane, mama permanent gravidă și fetele erau ținute acasă să facă treaba în locul mamei. Și din câte am înțeles din discuții și cu copii, mama se folosea de acest fapt că e gravidă și copiii trebuie să muncească, pentru că ea fiind gravidă nu poate să muncească. Știu că, neavând funcția pe care o am, mi-am permis să vorbesc că nu trebuie, pentru că fetele chiar își doreau și puteau. Am lucrat, cât am fost profesoară, în fiecare vară mergeam la acel centru și făceam muncă voluntariat. De voluntariat de dimineața, de la 8 seara până la 5-6 uneori. În continuu, foarte multă muncă, obositoare, dar era minunat să vezi, da, să vezi copii care s-au transformat, se transformau sub mâna ta. Iată, și am fost profesoară ultimii ani, da, aici. Cred că da. Întâmplător am ajuns, dar nu... Întâmplător, dar da. Nu din întâmplare, ultimii, nu? Ultimii 5 ani am fost profesoară la Colegiul Agricol. Ultimii 5 ani din profesorat, ajunsesem deja gradul 2 în învățământ, trebuia să obțin gradul 1, dar nu au mai fost ore pentru mine. Asta e sistemul. Au fost pentru alții mai tineri, pentru mine n-au fost, probabil. Și atunci... Tot drumul spre bine. Da, am stat aproape un an șomeră și tot căutam. Și mi-am depus, am aflat că la Direcția de Asistență Socială, care era separată atunci de Direcția Protecția Copilului, încercasem și aici, am depus examen și am luat concursul. Recunosc că a fost un șoc pentru mine pe funcție publică atunci, că am pierdut jumătate din salariu. Programul de lucru era de 8 ore, a fost destul de greu la început. Am lucrat la evaluarea și plată prestații persoane cu dizabilități. Și atunci am intrat în contact cu familiile, cu persoanele care se încadrau într-un grad de handicap.
Și a fost o experiență care m-a făcut să înțeleg că care sunt adevăratele valori ale vieții și ce trebuie să prețuim cel mai mult și că trebuie să ne bucurăm de ce avem. Și că, de fapt, problemele pe care noi, cei sănătoși, le avem sunt infime în fața problemelor cu care se confruntă o persoană cu dizabilități. Exact. Și când vezi că dincolo de dizabilitate sunt oameni, dincolo de dizabilitate sunt speranțe, dincolo de dizabilitate este optimist, nu ai cum să nu fii. Te simți cumva mic, atât de mic. Exact. Și cumva parcă mi-e rușine de faptul că uneori sunt nemulțumită de aceste lucruri. Și ușor, ușor. Da. Am devenit șef serviciu un timp. Am pornit chiar de la funcția de bază. Jos, da. Da. Mi-am cunoscut marea majoritate a colegilor, apoi ne-am unit la un an următor angajării mele cu Direcția de Protecție a Copilului și am devenit o direcție generală, copii și adulți, tot ce înseamnă social, persoană cu dizabilitate, centrele rezidențiale, persoane vârstnice. Ca șef serviciu m-am ocupat, ne-am dezvoltat, dar m-am ocupat pe perioade scurte și inclusiv de centrele rezidențiale, de acreditarea lor. Cumva am luat cunoștință cel puțin pe partea de adulți cu tot ce înseamnă sistemul și serviciile sociale. Și din 2012, iată că sunt 5 ani, nu știu când au trecut. Conduceți această instituție. Da, a rămas vacant locul. Colegul meu, domnul director Emil Moț, a fost promovat și m-am bucurat pentru el. Suntem și prieteni în funcția de secretar de stat atunci. Și până la examen... Ați asigurat interimatul? Am asigurat interimatul, a fost o provocare pentru mine. O provocare, și... dar dumneavoastră știați practic de la A la Z ce se întâmplă în această instituție și cred că v-a fost recunosc că a fost mai greu un pic decât, da? Decât vă așteptați? Mă așteptam. Mai greu în ce sens? Nu ca și muncă. Am cunoscut și partea de copii și... Te încarci mult, dar nu regret că am acceptat, chiar am fost onorată și mă bucur pentru că fără sprijinul domnului președinte Stănescu și acum domnului președinte Oprescu au avut încredere în mine, mi-au oferit șansa și mă și sprijină în ceea ce doresc să fac pentru copii, pentru că o bună colaborare între instituții și noi suntem subordonați Consiliul Județean, dar și cu celelalte instituții, primării, instituții de învățământ, inspectorat, avem o bună colaborare. Trebuie, pentru că e vorba de copii și nimic trebuie să aibă acces la sistemul de învățământ. Și... Exact, și asta contează foarte mult dincolo de echipa noastră și oamenii care suntem aici. Care este partea cea mai frumoasă a acestei meserii? Din punctul meu de vedere, ar fi reușitele copiilor care sunt în sistemul acesta, îl părăsesc la vârsta de 18 ani și după devin oameni de bază ai societății. Își găsesc un serviciu, eu știu, își întemeiază o familie, își cumpără o casă sau reușesc să își achite chiria cumva. Da, asta este cea mai importantă, este când văd zâmbetul în ochii copiilor. Practic, asta ne dorim noi cel mai mult, fie că părăsesc sistemul în familia proprie sau în familia adoptivă, copiii să le aducem zâmbetul în suflet, pentru că vin cu traume pe care noi, oameni adulți care nu le-am trecut, m-aș întreba oare cum le-am depășit și ei vin cu ele, le poartă, nu o să se șteargă niciodată, dar trebuie să învățăm să trăiască cu ele și să privească cu bucurie spre viitor. Da, cea mai mare bucurie este atunci când un copil, uite cum avem acum, cu 9-60 la evaluarea de clasa 8 a copii, avem 3 copii peste, cu media peste 9, copii care așteptăm acum cu emoție și copii care iau bacalaureatul. Îi susțineți mai departe la facultate pe cei care vor să da. Își continue Florin studiile. Acum este pe
perioada verii care a luat anul trecut la facultate, un copil foarte bun este în America și lucrează pe perioada verii în baza unui contract. A plecat contract probabil cu acel program Work and Travel, da, și... Da, exact. A fost apreciat. Și performanța e cu atât mai mare cu cât în sistem acum ajung copii cu tulburări foarte grave de comportament, cu care au foarte multe lacune și sau cu dizabilitate, pentru că dacă sunt copii care nu au astfel de comportamente, rămân în familia lărgită și e foarte bine acolo. Cea mai mare satisfacție este când copilul își găsește familia din nou. Eu o spun de fiecare dată, nu-mi doresc copiii să stea în sistem. Copilul are nevoie de familia lor. Tocmai de asta încercăm să fim familia lor. Încercăm să suplinim și educatorii noștri, oamenii care stau lângă ei sunt oameni pasionați, oameni care se implică, oameni care au devenit persoane de atașament și spun copiii, trebuie să fie temporar. Noi trebuie să învățăm să treacă dincolo de asta. Mă bucur când copiii își găsesc familia și acum de ziua adopției ne-am întâlnit cu familiile, cu copii și am văzut cât de frumoși și cât de minunați sunt deopotrivă părinți copii. Încercăm să reîntoarcem copiii în familia lărgită, să nu uite, pentru că rădăcinile sunt foarte importante pentru ei. Dar și pentru cei care nu reușim lucrul acesta, căutăm oportunități de angajare, de școală, dezbate pentru fiecare caz în parte. Noi căutăm cea mai bună soluție. Poate că nu reușim de fiecare dată ce ne propunem, așa cum ne propunem noi, sau cât de repede ne asta propunem și tot. Asta depinde și de copil. Depinde și de copil, depinde de foarte mulți factori. Eu niciodată nu acuz copii. Indiferent ce ar fi, un copil are o reacție pentru că cineva la un moment dat nu l-a învățat comportamente, n-a știut să-i pună limite, limitele se pun oferindu-i alternative, limitele nu se pun forțat. Este ca un pom. Dacă l-ai crescut frumos, el este frumos și drept și roditor și dacă nu l-ai îngrijit cum trebuie, nu poți să culegi roadele. E greu să intervii, dar și ceva, poate nu reușim la cum dorim, dar totuși schimbăm niște lucruri, că până la urmă schimbăm destine aici și sprijinim și după și ne bucurăm că monitorizăm, chiar dacă nu este obligatoriu, te interesăm despre ei și vedem ce fac mai departe și ne bucurăm, mai ales când își formează o familie și când vedem că își pun atâta dăruire în a-și crește copilul și se gândesc că ei au fost lipsiți de mama de biologică părintească, și de dragostea părintească. Încât își revarsă toată dragostea asupra copilului și ce n-au primit ei, ce poate. Ce n-au primit ei, da. Până la urmă, de asta au nevoie. De dragoste cel mai mult în tot ceea ce dorim să facem. În ultimii ani, de când dumneavoastră lucrați în această instituție sau în serviciile sociale, care este trendul pe care l-ați observat? Există o scădere a abandonului sau dimpotrivă? Din păcate, este constant. Într-adevăr, mă bucur că nu mai ajung... rămân în familia lărgită copiii care, v-am spus, sunt în limite normale de dezvoltare comportamentală, n-au fost abuzați, nu au fost neglijență și găsesc în familia lărgită sprijin. Dar în continuare, din păcate, există familii care, eu le spun foarte clar, e abandon. Chiar dacă nu le spun, mai vizitează sau sună atâta timp cât o familie nu face, nu văd că depune eforturi să își depășească situația de criză în care a fost când a trebuit să aducă copilul în servicii sociale. Și eu consider încă doar dacă nu vrei să muncești, nu găsești. Și dacă vrei să ai copilul lângă tine, găsești să faci ceva astfel încât să poți pune un acoperiș deasupra capului copilului tău și o pâine copilului tău. A aduce copiii în sistem și apoi
nu faci nimic, din contră, mai faci un copil încă al doilea, al treilea și avem persoane care au 11 copii în sistem, 8, 10, adică... Poate e urât și... ce spun, dar pur și simplu se descotorosesc de ei, da, lăsându-i aici. E abandon și e trist. Dar e trist pentru copii, în primul rând, că acești copii uneori și e și greu să devină adoptabili, pentru că legea spune că trebuie adoptat întâi să încercăm să adopte frații și ei sunt mulți. Apoi, dacă mai sunt vizitați sporadic de părinte, copilul la fel nu poate deveni adoptabil pentru că se consideră că păstrează legătura sunt un părinte o mulțime cu de, copilul. De pași. Noi încercăm să forțăm, recunosc că încercăm să forțăm și lucrurile astea, astfel pentru încât părintele să fie conștientizat. Sigur își abandonează copilul și când aveți atâta experiență... Sunt și familii care, într-adevăr, pe o perioadă temporară a fost cea mai bună soluție. Au colaborat cu noi, că noi încercăm familia și să învățăm și să-i spunem cum să-și depășească această situație, să-și revină chiar și material și loc de muncă, pentru că există facilități acordate de stat pentru angajatori, există locuri de muncă, există. Și dacă îi simți că ei vor să depășească situația, vin și solicită și le dăm ajutorul. Da. Dar sunt și alții care, chiar dacă încercăm, nu, clar nu le pasă. Și atunci nu e. Dar... Doamna Rădița Pirușca, timpul nostru de emisiune s-a scurs. Eu vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația noastră și vă doresc în continuare să fiți alături de acești copii care chiar au nevoie de dumneavoastră, de angajații de aici și să organizați în continuare toate aceste activități frumoase pe care le faceți cu copiii, spectacole, să arătați lumii cât de frumoși, curajoși, inteligenți sunt și poate cine știe, în viitor, așa, părinții se vor gândi de 2, 3, 4, 5 ori înainte să-și lase copilul într-un asemenea sistem. Mulțumesc, da, rolul activităților este pentru a-i determina pe copii să prindă încredere în ei, să vadă ei că pot face lucruri și societatea să-i vadă așa cum sunt, că nu-s cu nimic diferiți. Și așa cum spunem noi, să aducem primăvara în suflet la fiecare copil. Vă doresc succes. Mulțumesc. În continuare. Dragii mei, spunem sfârșitul acestei emisiuni. Vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. La revedere!